Industria Horeca a fost printre cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Însă unele state, cum ar fi Olanda ori Spania, au început deja să organizeze evenimente pilot pentru a putea monitoriza rezultatele și pentru a găsi o soluție ca festivalurile și concertele să fie susținute în continuare în condiții de siguranță. Un astfel de eveniment s-ar putea întâmpla și la noi, pe litoral, cel mai probabil pe plaja din Constanța ori în stațiunea Mamaia. Dorim să organizăm noi un eveniment după modelul celui derulat deja ca și test în Olanda. Vrem să fie un eveniment experiment, pilot deci, poate fi un eveniment muzical, un concert, un festival sau unul gastronomic sau unul de tradiții, de exemplu. Din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentele mari au fost anulate și nu este clar dacă în 2021 se vor putea ține concerte cu mii de participanți. Industria evenimentelor estivale caută soluții, iar o asociație patronală de pe litoral vrea să organizeze un eveniment în luna iulie, la care să participe peste 1000 de persoane, care trebuie să prezinte însă un test COVID negativ ori un certificat de vaccinare. Am invitat pentru transparență totală și instituțiile statului, DSP Constanța în primul rând, prefectura prin reprezentanții săi, să formăm o echipă de lucru care să decidă dacă va fi un eveniment pe plajă, dacă va fi un eveniment în oraș sau în stațiunea Mamaia, în orice caz probabil în aer liber. Din păcate, în acest moment legea interzice un astfel de eveniment, dar vorbim totuși de o perioadă lungă de timp, vorbim de 2-3 luni, în care dacă situația epidemiologică va permite, legislația poate accepta și astfel de evenimente. Olanda a decis recent să deruleze un concert experiment. La eveniment au participat aproximativ 1300 de persoane. Timp de 4 ore, unii dintre ei nu au purtat mască și au fost încurajați să se desfășoare ca în vremurile bune. Toți au fost testați înainte și au putut participa doar cei cu test negativ. Plaja este locul cel mai potrivit pentru un concert în aer liber. Este spațiu larg, poate fi îngrădit, mulțimea poate fi controlată și în plus zgomotul nu-i deranjează nici pe turiști, nici pe localnici. Ar fi o idee extraordinar de bună dacă ar să țină un asemenea eveniment. Ne-ar ajuta pentru un start nou. Ar fi ca o gură de aer pentru supraviețuire. Avem mulți colegi în șomaj tehnic, vor reveni la muncă. Experimentul pilot de la Constanța promite o monitorizare permanentă atât în timpul evenimentului cât și după. Scopul experimentului este de a identifica riscurile la care ar fi supusă populația în cazul ridicării restricțiilor.